Eu sunt Delia și chiar vreau să te cunosc pentru că îmi place de tine și te ador mult. Pe Horia, da? Da! Horia, te iubesc! Da, să pune. Inima nu vrea. Simt că ești foarte obosit. Atunci când am încercat să ne împrie. Nu mă așteptat, tu ai sus, hai. Asta am așteptat partea asta. Let's go! Bună, mă numesc Opriș Lisa. No way, no way, she can take you away. Am fost și la concerte și mi-a plăcut mult ce se întâmplă pe scenă, mi-a plăcut că toată lumea e implicată, mi-a plăcut varietatea de melodii. Spectacolul reușește să te treacă prin toate emoțiile, cel puțin asta am simțit eu din public. E de ajuns la muzica, e de ajuns privirea ta. Mi-a plăcut foarte mult felul lui de a fi și de a umple inimile tuturor celor din jurul lui. Cumva are o energie pe care o transmite. Bună, mă numesc Stan Mădălina Nicoleta. Această experiență a venit așa ca un pas înainte pentru mine. Îmi doresc foarte mult să cânt. Și am zis că această experiență m-ar ajuta pe viitor și aș avea de la cine să învăț și alături de cine să evoluez. Bună, mă numesc Ștefania Cosailă. Mă încântă foarte tare ideea de a fi colegă cu Horia Benciu. Îmi place foarte mult ca om. Este extraordinar. Îi ador aproape toate piesele. Când am văzut anunțul, mi s-a părut foarte tare. Oricum, ideea show-ului este foarte tare. Mă numesc Maria Enescu. Îmi place foarte mult, îl admir foarte mult. El adoptă același stil care îmi place și mie, jazzul foarte mult. Atunci când toamna începea de luni, septembrie luni. Ce-ai schimbat tu la un spectacol de-a nostru? Nu știu dacă aș schimba ceva, pentru că îmi place așa cum este. Mă numesc Popa Andreea. Păi cum să nu-l alegi pe Horia Brânciu? Îmi place mult de el. Adică, pe lângă faptul că e un showman, e diferit față de orice altceva. Talentat, are umor. Asta cred că îmi place mai mult. Are o nebunie aparte. Dimineți de septembrie, cu aromă de cafea. Nu știu dacă mai există vreun solist ca el în România. Vrei din nou liniștea atunci când doamna începea. Bună, sunt Georgia Dascălu. Să primă bolirea, ai tot, mă lăbă de rău. Maria, mă
salvat. Avea ultimul loc în echipă și mi l-a dat mie și asta a fost... Așa a început povestea cu Horia Brânciu și cu echipa de aici. Printre puținii oameni care m-au ajutat cu inima deschisă și de la care am învățat foarte, foarte mult. Mă numesc Elena Candrada. Cântă bine și totul e super, n-ai ce să reproșezi din punct de vedere muzical. E atitudinea cu oamenii, aia îmi place. Sunt foarte cald, sunt foarte... comunică foarte mult cu oamenii. Chiar simt că ești foarte obosită și ești la prag. De-aia e că întotdeauna când te-am mai dus la o preselecție, la concurs, la orice, alegeți piesă pe care să o poți cânta. De asta îmi place la ei, că sunt foarte așa, cu public, merg în public, îmi vine Horia, s-a aruncat pe scaune, pe acolo, mie îmi place, știi? Tu ești tot ce mi-a dorit, oh, tu. Bună, mă numesc Liana. Mi se pare o personalitate foarte interesantă, are tipologie de om foarte mișto. Și cred că ai foarte multe de învățat de la el. Pe partea muzicală la fel, mi se pare un mentor foarte bun. Și cred că e o atmosferă foarte plăcută la el în trupă. Numele meu este Mureșan Roxana. Văd o persoană deschisă și care într-adevăr iubește scena și ceea ce face. Îmi place la fel de efervescent, un om frumos în interior, pentru că face ceea ce iubește, e un om împlinit. Bună, mă numesc Maria Coman. Cred că pot să învăț foarte multe lucruri. Știu că sunt niște oameni foarte, foarte talentați, care cunosc foarte multe în domeniul muzicii și eu chiar vreau să evoluez. Bună ziua, mă numesc Mico Andreea Mădălina. Horia este un artist complex, complet. Îmi plac foarte mult piesele lui, Inima nu vrea. E foarte, foarte, foarte frumoasă piesa aceea. Asta am așteptat partea asta. Fetelor, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru ce ați făcut și cum ați cântat. Să vedem cum va fi votul final. Vă doresc multă baftă! Da, că am umplut parbrizul de... Așa e mai bine.